O femeie a ajuns la spital după ce a fost accidentată în timp ce mergea pe bicicletă. Aceasta a fost lovită de o altă femeie care se deplasa tot pe bicicletă și care nu s-a asigurat atunci când a efectuat un viraj la stânga. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Camerele de supraveghere au surprins întreg incidentul. În imagini se poate vedea cum o femeie care circula pe bicicletă nu s-a asigurat în momentul în care a ieșit din piață, a virat la stânga și a lovit o altă femeie care circula pe bicicletă. În urma impactului, cele două femei au căzut la pământ, una dintre ele fiind lovită grav la un picior. Martorii la accident le-au sărit în ajutor celor două și chiar i-au adus un scaun femeii care a fost rănită, unde a stat până la sosirea ambulanței. Femeia a ajuns de urgență la clinica de ortopedie din Cluj-Napoca pentru investigații amănunțite. Ambele femei au fost testate cu aparatul etilotest, care a arătat că niciuna dintre ele nu consumase băuturi alcoolice.